Doamne, am de mult timp în suflet o dorință pe care Tu o știi deja. E acea dorință atât de importantă pentru mine, care doar cu ajutorul Tău se poate împlini. Așa că îți cer astăzi, încă o dată, să nu mă treci cu vederea și să îmi arăți cât mai degrabă puterea Ta, cea înfăptuitoare de minuni. Eu mă încred că Tu lucrezi neobosit înspre ajutorul meu, chiar și atunci când parcă toate sunt împotriva mea, și că doar Tu cunoști vremea potrivită la care să-mi împlinești dorința. Dar Te rog, Doamne, astăzi nu întârzia prea mult, căci nădejdea mea e în Tine. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorule de minuni, mă rog acum Ție, căci am o dorință pe care vreau să mi-o îndeplinești. E ceva foarte important pentru mine și dacă se va îndeplini, îmi va aduce mare bucurie. Am încredere că aceste cuvinte vor ajunge la Tine și că după ce le vei asculta, vei începe să lucrezi de îndată la înfăptuirea dorinței mele. Până atunci, voi aștepta cu răbdare și mă voi ruga în continuu Ție, cu aceeași tărie în credința mea. Știi că nu ți-am cerut niciodată multe și că de fiecare dată când mă apropii de Tine cu o nevoință, simt o oarecare stânjeneală și temere ca nu cumva să nu mă aflu vrednic de minunile Tale. De aceea, Te rog mai întâi să mă ierți pentru toate cele ce am greșit cu voia sau fără voia mea și să mă binecuvântezi cu mila Ta, astfel încât să merit îndeplinirea dorinței mele. Doamne, Tu ai spus că cei ce vor cere vor primi, cei ce vor căuta vor afla, iar celor ce vor bate la ușa Ta le vei răspunde. Tu ai transformat apa în vin, ai redat vederea celui orb, sănătatea celui bolnav și însăși viața lui Lazar, celui ce deja murise. Tot ce Tu faci e o minune. Acum sunt eu cel ce îți cere cu atâta nevoie să îți îndrepți privirea asupra dorinței mele și să o făptuiești cu puterea Ta și întru voia Ta, căci mă încred mai mult în Tine decât în oricine și orice și știu că Tu îmi vei îndeplini dorința. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului.
Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!